oferită în urma restricțiilor cauzate de pandemie ar putea fi suportată de guvern. Promisiunea este făcută pentru una dintre industriile puternic afectate de pandemie, Horeca. Până să ajungă banii însă la proprietarii de restaurante, terase, hoteluri, agenții de turism, mai e un pas, e nevoie de aprobarea Comisiei Europene. Discutăm subiectul cu Dragoș Anastasiu, antreprenor și purtător de cuvânt al Alianței pentru Turism. Bună ziua! Bună ziua! Pentru început să luăm pulsul acestei industrii, care e situația și cum vedeți această promisiune? Este dramatică situația în momentul de față, pentru că industria a fost lovită de la bun început și continuă să fie lovită. Acum al doilea lockdown, restaurantele, de exemplu, au fost ultimile deschise în șirul european, am fost țara care le-a ținut închise la interior până foarte târziu, deci resursele sunt de mult terminate, iar ajutorul de stat de care vorbim și unde așteptăm să se scrie schema, pentru că de la Comisia Europeană aprobarea poate să vină în câteva zile și să fie banii, deci după ce se vor întâmpla aceste lucruri vom putea discuta despre ceva real și asta cu siguranță se va întâmpla de-abia anul viitor. Deci situația este dramatică în sensul în care resursele de mult s-au terminat și veniturile sunt aproape zero în momentul de față. Hotelurile sunt ocupate la 6%, gradul de ocupare 6%, restaurantele maxim 10-15% în momentul de față, agențiile de turism sunt cele la maxim 7-8% din valoarea anului trecut. Deci este dramatic. Puteți aproxima cât la sută din aceste firme din industria Horeca încă pot funcționa pentru următoarele luni? Sigur că ne aflăm aici, dacă vreți, în zona de speculații, pentru că încă nu avem cifre, le-am cerut și noi la guvern în mod oficial să vedem ce se mai întâmplă. Pe de altă parte, încă nici nu au venit momentele extrem de grele, toate ratele au fost amânate pentru anul viitor, deci mă aștept ca valul principal de criză economică să vină de-abia la începutul anului viitor, dar ce pot să vă spun este în felul următor. Întreaga industrie are un volum de 5 miliarde de euro pe an, scăderea anul acesta este undeva de la 3 miliarde, deci suntem la cifră de afaceri de 2 miliarde din 5 și asta îmi indică mie faptul că cel puțin jumătate din firme sunt periclitate în mod real, pentru că nu au avut resurse înainte de pandemie ca să treacă peste această perioadă. Firmele care sunt mai mari, dar nu neapărat mari, dar care au pus deoparte ceva în spate și care au acces la credite bancare fără garanții guvernamentale, vor reuși să treacă. Și pot să vă mai spun că sunt și alte măsuri care sunt acum gândite și aproape implementate. Granturi, se vorbea de 1 miliard de euro pentru Horeca, sigur, deocamdată discutăm de vreo 130 de milioane de euro și care sperăm că vor ajunge la plată înainte de sfârșitul acestei luni, adică în noiembrie. Suntem într-o perioadă. Dar totuși este foarte greu. Voiam să vă întreb că, apropo de vacanțele de iarnă și ați pomenit și dumneavoastră de capacitatea redusă în acest moment ocupată de turiști. În această perioadă, în mod normal, se făceau planuri pentru ultimele planuri pentru vacanța de iarnă, fie că vorbim de sărbători, fie că vorbim de Revelion. Acum autoritățile ne atrag atenția să fim prudenți, să încercăm să stăm cât mai mult în case. Cum afectează acest lucru zona agențiilor de turism, zona turismului și dacă se mai pot face vacanțe, se mai pot programa vacanțe, care e perspectiva dumneavoastră? În primul rând, v-aș da un ton optimist și v-aș spune că eu, în momentul de față, sunt în Delta Dunării și facem modelul work from hotel, nu work from home, și cu mai mulți colegi de-ai mei. Deci, hotelurile sunt deschise. Sunt zone în România unde izolarea este dată
de la natură, Delta Dunării, Transilvania, multe locuri și așa mai departe. Restaurantele hotelurilor pentru cei cazați sunt deschise. Ce pot să vă spun de, în ceea ce privește rezervările și vă spun de la noi, de la companiile mele, a fost un val de retrageri acum 2-3 săptămâni, atunci când am discutat, s-a discutat iarăși de lockdown și așa mai departe. Între timp deja vedem creșterea numărului de rezervări și pentru Crăciun și pentru Revelion. Cel puțin în aceste zone, în hoteluri care nu sunt extrem de mari și nu sunt în zone aglomerate, răspunsul meu este da, se vor face astfel de chestiuni cu respectarea regulilor. Să știți că e foarte strict. Măsurăm temperatura, purtăm măști, facem teste COVID la intrare și atunci mă aștept ca de Crăciun și de Revelion astfel de locații să fie cerute și să funcționeze. S-au schimbat în vreun fel măsurile de protecție? Vorbiți acum de teste, lucruri de care nu auzeam în această vară, de exemplu, în momentul în care vedeam litoralul plin. Da, atunci a fost un moment mai accentuat de relaxare. În această perioadă avem de-a face cu o teamă a oamenilor și este naturală, de dimineață până seară nu vorbim decât despre SARS-CoV-2, COVID și așa mai departe. Și atunci sunt unele locații, noi introducem acest lucru, chiar mai devreme am luat această decizie, spre protecția turiștilor, dar și a propriilor angajați. Testare, sunt teste rapide, durează 15-20 de minute, costă 40 de lei. Noi le avem incluse în ofertă, ca să spun așa, și le facem pentru protecție. Toată lumea beneficiază de pe urma acestor informații. Ele, să știți că se fac de mult în alte părți. Sunt țări care solicită test COVID ca să poți să intri în țară. La multe aeroporturi din lume se face acest test rapid, la multe croaziere, cele care mai funcționează, se fac aceste teste și cred că asta va fi soluția. Da? Să ne testăm și dacă ne testăm să ne putem comporta în limita legii cât de cât normal. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jur.